fundașul central Daniel Vârtej a marcat etapa trecută împotriva celor de la Schellenberg primul gol în tricoul Stelei. Chiar dacă formația roșalbastră nu a obținut niciun punct în jocul de la Cisnădie, jucătorul Stelei nu va uita prea curând această reușită. A fost un sentiment foarte ciudat, deoarece am marcat gol de 3-2. M-am simțit foarte bine, de ce să vorbesc aiurea, dar am simțit că nu pot aduce un avantaj echipei. Pur și simplu n-a fost un gol al victoriei, dar ținând cont că am marcat pentru prima oară, sper să o mai fac de mai multe ori și să aduc și victorie. Învinsă în premieră în acest sezon, Steaua merge în continuare pe drumul său, iar Daniel Vârtej îi asigură pe fani că rezultatele bune vor veni cât de curând în Ghencea. În continuare, noi ținem capul sus, indiferent de rezultat, chiar dacă echipa încă nu s-a omogenizat 100%, suntem mulți jucători, o repet, am mai spus-o și data trecută, suntem foarte mulți jucători noi, dar cu timpul eu zic că o să facem față cu brio și mai avem nevoie de puțin timp. Deși a ajuns în această vară în Ghencea, fundașul în vârstă de 25 de ani are o relație specială cu suporterii Stelei. Aici e o poveste mai lungă. În familie, la mine, toți am fost crescuți în spiritul Stelei, inclusiv eu cu fratele meu, care suntem super fanatici. Am urmărit multe meciuri, am urmărit de când au început din Liga 4 cu echipa. Fratele meu a fost în anii trecuți de vreo un an sau doi, a fost chiar în Galeria Sud. Și e minunat, e minunat să joci și să te bucuri alături de ei. Următorul joc al Stelei în campionatul Ligii a doua va avea loc joi 14 septembrie în deplasare împotriva celor de la Concordia Chiajna de la ora 20:30.